Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne față în față din nou cu dumneavoastră și, bineînțeles, cu invitatul din seara aceasta, un prieten al nostru și un slujitor al lui Dumnezeu. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem un bun venit domnului Timotei Rusul, pastor la Biserica Sfânta Treime, Baptistă Sfânta Treime din Deva. Frate păstor, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit într-o zi atât de mare și de importantă. Adevărat a spus, pentru că suntem deja la sfârșitul săptămânii patimilor, la săptămânii mari. Astăzi este o zi de vineri, o zi în care toți creștinii sărbătoresc Vinerea Mare. Așa că subiectul pe care vi-l propun în seara aceasta este clar de evenimentele care se întâmplă în această zi. Noi le comemorăm așa cum obișnim în fiecare an și, bineînțeles, profităm, să spunem așa, încercăm să luăm ce e mai bun din această comemorare, inclusiv din ziua aceasta, care e o zi specială, o zi de durere, o zi de jale. Și, bineînțeles, făcând lucrul acesta, încercăm să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să facem ceea ce ar trebui să facem practic în fiecare zi, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne uităm la faptele noastre, să ne rugăm Domnului să ne cerem iertare și mai mult să apreciem și să beneficiem de ceea ce a fost jertfa Mântuitorului pentru noi. Frate păstor, astăzi tema pe care o studiem, pe care o discutăm, se numește Golgota la persoana întâi singular. Ce s-a întâmplat pe cruce? Haideți să începem cu titlul mai întâi, pentru că e un titlu destul de tehnic, are de a face cu gramatica limbii române. Ce înseamnă întâi singular? Înseamnă eu. De obicei, când vorbim despre o sărbătoare ca aceasta, avem mai multe opțiuni. Putem vorbi, de exemplu, la persoana întâia plural. Putem vorbi despre noi l-am răstignit, păcatele noastre, a murit pentru noi și într-un fel te ascunzi într-o colectivitate. Da, noi am păcătuit, este o persoană plurală și nu ne identificăm atât de mult și nu luăm atât de personal sacrificiul Domnului. Un alt nivel ar putea să fie la persoana a doua, să spui, Doamne, vai, cât de mult ai suferit, asemenea femeilor care își băteau pieptul și plângeau pe răstignitul care l-a dus la cruce. Sau poate să fie un plan și mai distant, în care vorbești la persoana a treia, despre Domnul Iisus, despre Petru, despre Ioan, despre Maria, despre personajele care au fost acolo. Propunerea acestui titlu, și mi-e place foarte mult cum sună, este să trecem la persoana întâi singular. Să fie vorba despre mine. Eu în Vinerea Mare, eu și Hristos. Hristos care a venit pentru mine. Hristos care mă iubește pe mine. Și probabil că versetul care ne-ar ajuta cel mai mult aici este Galateni, capitolul 2, cu 20. E exact modul în care Apostolul Pavel vine și personalizează Golgota, personalizează relația lui cu Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ai impresia că Pavel este singur. E adevărat, Domnul Iisus a murit pentru toată lumea, dar Pavel spune, eu beneficiez de ea că a murit pentru mine. E adevărat că iubește pe toată lumea, dar m-a iubit pe mine. E adevărat că alții pot să fie credincioși, dar eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Aceasta este forța persoanei întâi singular. Slavă Domnului! E de înțeles că fiecare, într-un fel sau altul,
Practic, în fiecare zi trebuie să facem aceeași declarație pe care Pavel a făcut-o, că ne-am răstignit împreună cu Hristos și că împreună ar trebui să beneficiem de ceea ce înseamnă jertfa aceasta Domnului Hristos. Suntem în Vinerea Mare și știm că a fost o zi cu mare încărcătură. O încărcătură din punct de vedere spiritual, de asemenea, o suferință a ajuns la cote maxime. Și împreună cu dumneavoastră, dacă putem în seara aceasta, aș dori să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, ce a reprezentat, mai ales ce s-a întâmplat acolo pe cruce. Până la urmă, răstignirea pentru cei care știm istorie este că era foarte întâlnită la vremea respectivă și chiar după era pedeapsa pe care romanii o aplicau celor care nu erau romani, da? Era o pedeapsă destul de des întâlnită. Dar totuși, această crucificare are cu totul ceva special. Într-adevăr, cu totul special, ceea ce fac, de fapt, a schimbat istoria lumii. În ce sens? În sensul că a împărțit istoria în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Așa că, haideți să vedem așa cum vedeți dumneavoastră ziua aceasta, evenimentele de pe cruce, spusele Domnului Hristos de pe cruce și mai mult aplicația, ce înseamnă pentru noi astăzi, sau mai bine zis, ce înseamnă astăzi pentru mine, Cătălin, aici, în studio și cei care ne urmăresc, fiecare în casa lui, în locul lui, la persoana întâi singular. Da, există multe aspecte ale răstignirii și sunt mulți care privesc răstignirea din punct de vedere fizic. Și este uimitor, am auzit un medic care ne-a explicat ce se întâmplă efectiv în momentul în care un om este răstignit. Alții privesc din punct de vedere sentimental, relațional. Eu aș vrea să privesc astăzi din punct de vedere teologic, pentru că aceasta ne afectează pe noi cel mai mult. Și aleg să mă duc pe structura lui Pavel, pentru că mi se pare un erudit, un apostol care a reușit să aibă și toată înțelegerea ebraică a evenimentelor și varianta creștină și să le pună așa de frumos împreună într-un verset, într-un verset atât de dens. Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos, trăiesc, nu mai trăiesc eu, El trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. Primul lucru care spune despre Fiul lui Dumnezeu este că m-a iubit. Am putea spune și aș putea să spun și eu, într-o vineri seara, Iisus Hristos m-a iubit. A fost actul extraordinar de jertfire. Domnul Iisus Hristos, cu o seară înainte, îi spală picioarele ucenicilor și se dezbracă de haina lui. Și Petru, la un moment dat, așa cum era el mai imposibil, spune: nu, Doamne, mie nu trebuie să-mi speli picioarele. Și Domnul spune: dacă nu te spăl eu, nu ai parte de mine. Cu astăzi, cu o zi după spălarea picioarelor, Domnul Iisus s-a dezbrăcat nu doar de haina lui, s-a dezbrăcat, cu toate că s-a dezbrăcat și fizic de haina lui. Și ăsta e un element important care probabil noi nu îl spunem de la învoane, dar ar trebui să se știe. A fost haina Domnului Iisus Hristos, a fost dezbrăcată de pe el, a fost dată jos. Crucificarea era un act al rușinii, gol în fața trecătorilor, gol în fața femeilor, ostașilor. Domnul Iisus a fost de-a dreptul rușinat. Dar de ce a făcut lucrul ăsta? Am avut atât un mesaj la biserică și am citit din Ioan 13, în care spune: pentru că iubea pe ai săi, Iisus i-a iubit până la capăt. Și am întrebat: de ce i-a iubit Domnul? Și răspunsul e simplu. Cu toate că citim de câteva ori acolo, nu ne dăm seama, e atât de evident. Pentru că iubea, i-a iubit. Pentru că iubea, i-a iubit. Are sens. Singura motivație a dragostei lui a fost dragostea lui.
Nu i-a iubit pentru că au fost buni, pe Petru nu l-a iubit pentru că a fost grozav, nici pe Ioan, nici pe Toma, nici pe ceilalți. Pe fiecare a iubit pentru că i-a iubit. Cum spunea cineva, singura măsură a dragostei, dragostea fără măsură. La Golgota, Iisus m-a iubit. Este actul maxim de dragoste. Nu este dragoste mai mare decât să-și dăruiască cineva viața pentru fratele său, pentru prietenul său. Dar Pavel spune mai mult decât atât. Noi eram vrăjmași și pe când eram noi încă vrăjmași, Hristos a murit pentru noi. La Calvar, la Golgota, Hristos a murit pentru mine. Hristos m-a iubit. Dacă nu ți-a zis nimeni săptămâna aceasta, te iubesc. Atunci ar trebui să spui, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Să apreciezi faptul că Domnul te iubește. Nimeni n-ar trebui să se simtă neiubit sau nebăgat în seamă, pentru că Domnul îl iubește. Foarte frumos, într-adevăr. Practic, iubirea aceasta fără măsură de care spuneți dumneavoastră s-a împlinit acolo pe cruce. Și pe lângă faptul acesta că Dumnezeu a făcut gestul acesta pentru a ne salva, pentru a-i salva pe cei din generația respectivă, din cei și pe cei, dar și pe cei din ziua de astăzi pentru noi. Mă gândesc dacă actul acesta al iubirii, pe lângă faptul acesta că îl iubești, include și altceva, include iertare, include răscumpărare, include, știu eu, ceva în plus față sau pur și simplu. Deci, vreau să asociez două lucruri. E posibil ca iubirea aceasta să includă și niște acțiuni concrete. Așa putem să spunem pe toată lumea, îl iubesc, dar nu fac nimic pentru el. Cum vedeți? Da, aici vine o altă sintagmă pe care, de fapt, cu care încheie Pavel versetul 20. M-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine sau în locul meu. Golgota la persoana întâi, singular, se traduce și faptul că Isus m-a înlocuit. Isus a murit pentru mine sau Isus a murit în locul meu. Acest lucru deschide un alt capitol mare, un capitol extraordinar de mare, care se numește păcatul. Institutul Teologic Baptist din București a avut ieri o conferință cu Bruce Ware, profesor din Statele Unite, și exact această temă a fost. Tema răscumpărării noastre, de ce crucea și de ce înviere. Și punctul de plecare este acesta. Exista o nevoie, o nevoie extrem de mare, o nevoie a noastră generată de păcatul nostru. Păcatul a însemnat alegerea noastră liberă de a ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu, a însemnat alegerea noastră liberă de a călca legea lui Dumnezeu, a însemnat alegerea noastră liberă de a ieși din relație cu Dumnezeu. Și astfel, păcatul nostru are mai multe fațete. Are o fațetă juridică, are o fațetă relațională, are o fațetă personală. Am fost în urmă cu o lună la fratele Mihai Malan și am predat un curs în Chișinău și am avut o sâmbătă împreună și am mai dezbătut ce studiat el, ce am mai studiat eu și mi-a plăcut un insight pe care l-am prins de la fratele Mihai Malancea. El a studiat foarte mult cultura răsăriteană, islamul și ce se întâmplă acolo. Și a spus, de multe ori noi privim răscumpărarea doar prin ochii vestici, doar prin o lege care a fost călcată și cineva trebuia să rezolve o pedeapsă. Dar există mai mult decât atât. Noi, prin păcat, nu doar am călcat o lege, noi am călcat o relație în picioare. Am zdrobit o inimă de Dumnezeu. Noi am ofensat o dragoste, o relație. De aceea există nu doar vinovăția, există și rușinea
pe care o avem noi și a trebuit să o ia Hristos asupra lui. Există și onoarea, demnitatea în cultura răsăriteană. Onoarea este așa de importantă. Și povestea despre o tânără care s-a convertit la creștinism și familia ei a complotat uciderea ei. A fost la un moment dat reținută în custodia poliției, cumva să o apere, și fratele lui mai mare, la îndemnul mamei, a zis: noi când ne spălăm odată rușinea? Și a dat undeva 50.000 de dolari ca să o ia cumva în custodia lui și primul lucru care a făcut-o, bineînțeles, a ucis-o. Și toți au spus: ah, de acum ne-am recâștigat onoarea. Noi, când am păcătuit, noi din toate punctele de vedere am rupt relația cu Dumnezeu. Noi așa, ni se spune despre Adam prima dată că el era Adam și Eva și nu le era rușine. Nu era rușine, nu era frică, nu era vinovăție, și în momentul în care a păcătuit, a intervenit frica, rușinea, vinovăția. Și Dumnezeu i-a spus foarte clar: în ziua în care vei mânca, vei muri. Plata păcatului este moartea. Și iată-ne pe noi, păcătoși, care stăm în fața legii lui Dumnezeu care ne condamnă, care stăm în fața persoanei lui Dumnezeu căruia am întors spatele, care ne simțim vinovați, rușinați. Ce puteam să facem? Și dincolo de toate astea, dacă ar fi numai păcatul, n-ar fi problema cea mai mare. Dar este și neputința noastră de a rezolva păcatul. Dacă noi am fi în stare să plătim pentru păcatele noastre, hai să spui, pentru o minciună, să zici de 100 de ori adevărul și să ispășești. Ar fi bine, hai să zici, am muncit, ne-am străduit, am face eforturi, dar orice am face noi, nu putem să ne răscumpărăm. Încă în Vechiul Testament, Psalmistul spune: răscumpărarea sufletelor lor este atât de scumpă că nu se va face nici o dată. Privind doar din punctul nostru de vedere, răscumpărarea noastră, eliberarea noastră este imposibilă. De aceea, eu nu puteam să mor pe cruce. Și dacă aș fi murit pe cruce, muream pentru unul din păcatele mele. Și ce făceam cu toate celelalte? Trebuia să vină altcineva care să fie neprihănit și să împace dragostea aceea extraordinară a lui Dumnezeu cu sfințenia lui Dumnezeu, și acolo pe cruce să fiu unde trebuia să fiu eu, să fie El. El, de fapt, m-a înlocuit. Acolo, pe cruce, Hristos a murit pentru mine. Știu că sunt foarte multe versete care am putea să le dăm aici, dar prefer să las o imagine interesantă. Gândiți-vă că totul era pregătit pentru răstignire. Și decizia, și acolo, în mijloc, trebuia să fie răstignit Baraba. Baraba era un hoț, era un tâlhar, era un criminal, și acolo trebuia să fie el. Și imaginați-vă că pe crucea aceea scria: Baraba, hoț, criminal, violator, tot ce vrei. Și vine o noapte și o dimineață în care se aud pașii pe coridor și el este înfricoșat și se gândește: ah, sunt ultimele mele clipe, voi fi răstignit. Și de fapt se deschide ușa și spune: Baraba, ești liber. Pentru că cineva a trebuit să șteargă numele Baraba și toate defectele lui, capetele de acuzare, și să scrie: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Acolo unde scria Baraba, a fost scris Iisus, pentru că acolo unde trebuia să stea Baraba, a stat Iisus. Acolo trebuia să scrie Timotei, acolo trebuia să scrie Cătălin, dar a scris Iisus, pentru că el, spune Pavel, m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.
Există conceptul acesta pe care îl întâlnim și este exprimat inclusiv în săptămâna aceasta. Găsim pe pagina Sfintei Scripturi, datorită deteriorării relației acestea lui Dumnezeu cu omul de-a lungul timpului, încă din grădina Eden, Dumnezeu de-a lungul istoriei a tot încercat să refacă relația aceasta și au fost mai multe legăminte pe care le-a încercat, inclusiv legea aceasta lui Moise pe care a încercat. Omul n-a fost în stare și a zice că despărțirea aceasta, conflictul acesta, vrăjmășia aceasta dintre om și Dumnezeu, de-a lungul timpului s-a tot mărit, s-a avansat în distanțarea aceasta. Apropo de distanțare, omul de-a lungul istoriei, deși Dumnezeu a făcut eforturi, a încercat, a dat mai multe șanse omenirii, omul s-a distanțat din ce în ce mai mult de Dumnezeu. S-a creat acest conflict și s-a văzut în multe forme. Inclusiv Dumnezeu a fost sute de ani în care n-a zis nimic, n-a vorbit cu poporul său, n-a trimis niciun profet. Totuși, există cineva și acesta, cum putem să vedem refacerea acestei relații până la urmă și la nivel relațional, apropo, dintre om și Dumnezeu? Vechiul Testament este foarte frumos. Este ca un proiector asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Și dacă reușim să înțelegem iudaismul, vom vedea că creștinismul este dezvoltarea lui logică. Aproape că Apostolul Pavel nu spune m-am convertit la creștinism. El spune doar că am continuat logic. Creștinism este continuarea logică a iudaismului. Ce era în iudaism? În iudaism era o prezentare a relației dintre Dumnezeu și om într-un mod vizibil. Și partea cea mai clară era templul, era cortul. Acolo Dumnezeu era prezent în Sfânta Sfintelor și erau, dacă vreți, ca niște cercuri concentrice care îl tot separau pe om de Dumnezeu. Exista un singur om care putea să intre o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor. Era marele preot în ziua ispășirii. Și atunci, cu sânge și cu un ceremonial și cu teamă și cu tremur, acolo era singurul om care putea să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Pentru toți ceilalți era accesul interzis. Apoi era Sfânta. Acolo intrau numai preoții care să ardă tămâie, să schimbe pâinile, să aprindă luminile. Pentru toți ceilalți era accesul interzis. Apoi era curtea, unde erau și leviții, pregăteau jertfele. Pentru toți ceilalți era accesul interzis. Era curtea evreilor. Ei puteau să meargă acolo. Pentru toți ceilalți era accesul interzis. Era curtea femeilor. Era curtea neamurilor. Imaginați-vă multe uși, porți ferecate înspre Dumnezeu. Când a venit Iisus Hristos, El a obținut pentru noi, pentru noi toți, o intrare liberă până în Sfânta Sfintelor. Ce s-a întâmplat când a murit Domnul Iisus Hristos? A fost acea rupere a perdelei de sus în jos. Era o catapeteasmă, o perdea între Sfânta și Sfânta Sfintelor, care spunea nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu. Și teza pe care o are autorul epistolei către evrei este că prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare liberă în locul preasfânt. S-a rupt perdeaua. De acum nu mai găsești, toate ușile sunt deschise. Știm mulți dintre noi care mai călătoream cu mare greutate în Europa, ce greu era, ce greu treceai de o graniță. Și acum te duci și vezi, o graniță e deschisă. Dacă nu acum în pandemie, dar a fost înainte și sperăm să fie, sperăm cât mai curând. O altă graniță deschisă, altă graniță deschisă, altă graniță deschisă. Toate granițele,
toate barierele au fost date la o parte, așa încât acum nimeni nu poate să vină să spună: eu aș veni la Dumnezeu, dar nu sunt evreu. Eu aș veni la Dumnezeu, dar sunt femeie. Eu aș veni la Dumnezeu, dar nu sunt destul de bun. Eu aș veni la Dumnezeu, dar sunt păcătos. Le spun oamenilor: dacă ești păcătos, ești calificat. Ești calificat pentru mântuire. Asta e singura calificare pe care trebuie să o ai. Ești păcătos, ești calificat, primește mântuirea, crede în Iisus Hristos și primește. Că astfel ajungem, cred că trece și timpul, astfel ajungem la al treilea mare adevăr pe care îl spune aici Pavel. De fapt, Pavel vrea să începe cu el ca să îi șocheze puțin. Pavel încheie cu: s-a dat pe sine pentru mine, m-a iubit, dar începe cu: am fost răstignit împreună cu Hristos. Ce s-a întâmplat într-o vineri ca aceasta? Nu numai Hristos a fost răstignit acolo, ci și eu am fost răstignit împreună cu Hristos. De fapt, în momentul în care eu am crezut în El, eu am activat această realitate. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și aici văd două părți. Văd o parte pe care o numit eu eliberare și alta pe care o numit eu transformare. Hristos nu a murit pentru noi, Hristos nu a murit doar pentru mine ca să mă ierte și o să pot să continui viața cum vreau eu în păcate. Problema multor oameni este că ei și-ar dori două lucruri de la Dumnezeu. Să le ierte trecutul, să le asigure veșnicia. Și între astea două să-i lase liberi, să-i lase să facă ce vor ei, ba, nici chiar așa, să fie totuși acolo de intervenție. Când este o problemă, când nu mai este suficient aer, când simți că ceva te deranjează, când ai pe cineva bolnav, imediat, Iisuse Hristoase, gata, 112, răspundem. Dar nu pentru asta a venit Hristos. Hristos nu a venit doar ca să ne ierte de păcatele noastre. Hristos a venit ca să ne transforme. De aceea, când Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos, spune: eu am fost eliberat. Eu am fost eliberat de mine însumi. Sunt eliberat de mine. Pavel spune: nu mai trăiesc eu. Asta mi se pare o declarație extraordinar de profundă. Pavel spune: nu mai trăiesc eu, Pavel cel vechi, nu mai trăiesc. La Pavel i s-a și schimbat numele, nu? Din Saul în Pavel. Probabil că ar fi ceva interesant dacă și noi ne-am schimbat numele la convertire. Cum ar fi? Să te sune cineva, să mă sune pe mine ceva, cum ar fi să mă fi numit înainte Marius și tot să mă știe de Marius. Și să mă sune la un moment dat: alo, Marius Rusu? Și o să spun: nu, nu mai trăiește Marius Rusu, este Timotei Rusu. A murit? Când a fost mormântarea? N-am știut. A, nu, încă mai trăiește, este aceeași adresă, este aceeași ADN, este aceeași persoană. Dar o altă identitate de acum, nu mai trăiesc eu, nu mai este Marius, nu mai este Timotei cel vechi care gândește, Timotei cel vechi care ia deciziile. De acum nu mai controlează păcatul. Pavel spune romanilor: trupul păcatului să nu vă mai controleze, să fiți dezbrăcați de trupul păcatului. Sunt eliberat de mine, de firea mea pământească. Apostolul Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Adică nu am murit fizic, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, nu este eu-ul meu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu. Asta înseamnă că sunt eliberat și de robia păcatului. Sunt eliberat de pretențiile legii. Legea este extraordinară. Și Pavel vorbește romanilor despre lege și ca să înțeleagă puțin cum este relația între ei și lege, folosește ideea căsătoriei. Și zice așa: un bărbat și o femeie sunt legați împreună prin căsătorie. Așa suntem și noi, într-un fel, căsătoriți cu legea. Asta sunt eu, asta e legea. Legea este ca o soție care mă pistonează toată ziua, este secăietoare,
Eu aș vrea să-i bag de vină, dar n-am ce. Pavel spune, legea este bună, sfântă, dreaptă. Eu n-am ce să-i bag de vină legii. Și eu aș vrea, dacă ar muri legea, cum să scap de lege? Și Pavel spune, nu puteți, sunteți căsătoriți, suntem împreună. Singurul lucru în care tu poți să scapi de lege este să mori tu. Dacă eu am murit față de lege, legea nu mai are nici o putere asupra mea. Și eu ce trebuie să fac? Păi mă căsătoresc, intru în legătură cu Hristos. Și atunci când vine Hristos, legea este împlinită în Hristos. Legea este mulțumită de Hristos. De aceea Pavel spune romanilor, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce trăiesc în Hristos, care sunt călăuziți de Duhul, care nu mai trăiesc după firea pământească, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Pentru că acum îndemnurile Duhului vin și îmi dau putere să trăiesc, îmi dau putere să împlinesc nu doar legea la nivelul ei vechi testamentar, ci legea harului, legea dragostei. Eu, avându-L pe Hristos în mine, nu sunt un om fără lege, nu sunt un om sub lege, ci sunt un om deasupra legii. Eu am nu numai voința acum, am și puterea să trăiesc deasupra legii. De aceea, când Pavel spune la un moment dat, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Răspunsul este, o, Hristos! Proslăvit să fie numele Lui. Prin El sunt eliberat de puterea păcatului. Prin El sunt eliberat și de povara conștiinței. Toate legile, toată legea din Vechiul Testament, toate jertfele din Vechiul Testament nu puteau să curățe conștiința omului. Îmi place versetul din Evrei 9 cu 14, care spune, cu atât mai mult, sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Și foarte importantă expresia, s-a adus pe sine însuși jertfă. Hristos nu a fost capturat ca Bin Laden, au l-au capturat. Nu, Hristos s-a oferit. Nimeni nu-mi ia viața. Eu îmi dau viața. Hristos din dragoste, ca răspuns la cerințele sfințeniei lui, s-a dăruit. S-a dat pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu. Și asta e un alt element important. Dumnezeu, Domnul Iisus nu a trebuit să plătească satanei nimic, a trebuit doar să plătească dreptății lui Dumnezeu. Acest sânge al lui Iisus Hristos vă va curăți cugetul vostru sau conștiința voastră de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și aici autorul face trecerea de la eliberare la transformare. Chiar vreau să vă întreb lucrul acesta. Spuneați, apropo de ilustrația pe care ne-ați oferit-o cu Marius și cu Timotei, până la urmă, persoana respectivă trăiește în continuare și poate e greu de înțeles, mai ales și cum Pavel când zice că trăiesc în trup, dar de fapt nu mai sunt ce am fost înainte, sunt o altă persoană cu altă identitate, o identitate care a fost eliberată prin puterea lui Hristos. Ceva s-a întâmplat. Ce se întâmplă între cel vechi și cel nou? Între omul cel vechi și omul cel nou? Se întâmplă un transfer de identitate și de proprietate. De acum, eu nu mai sunt al meu. De acum, la pupitru de comandă este altcineva. E ca și când am coborât de la volanul mașinii mele, l-am lăsat pe Domnul Iisus Hristos. De aceea noi spunem că Iisus Hristos trebuie să fie acceptat ca Mântuitor și Domn. Și declarațiile tar și peste o săptămână și ceva, vom vedea declarația lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Din nou, la persoana întâia, singular. Domnul meu. Mulți ar vrea să fie mântuitor. 98% probabil din oameni ar vrea să fie iertați, dar nu vor să fie conduși. Pavel spune, s-a întâmplat în mine minunea prin faptul că nu mai trăiesc eu, dar nu rămâne un vacuum, ci Hristos trăiește în mine. Este momentul acela în care Hristos ia proprietatea, ia cârma
vieții mele și El mă conduce. A fost întrebat un copil odată, ce face dacă mai vine ispita la el? Și copilul își imagina ispita ca și un om rău care ar veni la ușă. Deci când bate la ușă, zice, nu mă duc să deschid eu, îl trimit pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus merge la ușă. Dar Hristos nu este doar un fel de bodyguard care să mă apere acum, ci El îmi influențează toate deciziile mele. El îmi influențează bugetul meu, îmi influențează agenda mea, îmi influențează prioritățile mele, îmi influențează relațiile cu oamenii. Eu devin proprietatea Lui. La cruce, El a câștigat dreptul de proprietar. Aici, de fapt, acesta este argumentul pe care îl folosește Pavel când vorbește cu corintenii, niște creștini carnali, adică niște creștini care vor doar iertarea de la Domnul Iisus Hristos, dar în rest vor să facă ce le place lor, ce le convine lor, vor să curvească, vor să trăiască în înșelăciune, idolatrie, în toate celelalte. Și Pavel se supără pe ei și spune, nu știți că voi ați fost cumpărați cu un preț? Nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Cum ar fi, Cătălin, dacă ai cumpărat tu o mașină de la mine, mi-o plătești, îți dau cheile și a doua zi vin și urc la volan și mă duc eu unde vreau. Ce ai zice despre mine? Aici mi-ai furat mașina. Exact. Mi-ai furat mașina. Eu ți-am plătit-o. Exact asta e ceea ce facem noi lui Dumnezeu atunci când îi spunem, Iisuse Hristoase, iartă-mă, vreau să fiu al tău și apoi eu îmi iau înapoi gândurile mele, trupul meu, planurile mele, viitorul meu. Pavel spune, voi ați furat, voi furați de la Dumnezeu. Trupul este al lui Dumnezeu. Cum poți să iei tu trupul lui Dumnezeu și apoi să curvești? Și de aceea vine și spune, la cină, decideți-vă. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți să fiți un trup cu el când luați din pâine și apoi să mergeți să fiți un trup cu altcineva. Transformarea este urmarea logică a Golgotei. Eu nu pot să fiu doar iertat de Dumnezeu și apoi liber să trăiesc cum vreau. Licența pe care am eu, libertatea pe care am eu, nu este o libertate la a păcătui, ci este o libertate la a trăi frumos. Libertate nu înseamnă fac ce vreau, libertate înseamnă de acum pot să fac ce trebuie. De aceea Pavel spune cu atâta bucurie, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup. Deci trupul trebuie să fie afectat de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Viața pe care o trăiesc acum în trup, nu atunci voi fi sfânt, da, atunci voi fi desăvârșit. Dar acum, viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credință, în acela care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. El m-a iubit, eu răspund cu dragoste. El s-a dat pentru mine, eu mă dăruiesc Lui. Este logica și singura logică a vinerii mari, a jertfei Domnului Iisus Hristos pe Golgota. Slavă Domnului pentru această transformare pe care Dumnezeu o face în viețile noastre. Ceea ce este important este că oarecum schimbă și utilitatea vieții noastre. Pentru că până la urmă noi știm că toate lucrurile din viața noastră duc către moarte. Deci, practic, tot ce se întâmplă în viața noastră înainte de a-L cunoaște pe Domnul Hristos au ca scop final moartea veșnică. Pe lângă faptul acesta că ne transformă în momentul acela scopul final, că privim din perspectiva aceasta al finalității vieții noastre, la un moment dat ajungem fiecare să ne întâlnim cu Dumnezeu, fie mai tineri, fie mai în vârstă, ne întâlnim cu Dumnezeu, terminăm viața aceasta. Și există perioada asta care, practic, are o altă destinație, are o altă utilitate. Da, de fapt se schimbă direcția vieții, se schimbă scopul vieții.
Asta am văzut-o și, de exemplu, în textul din Roman, pe care, din Evrei 9, pe care l-am citat, că Domnul Iisus ne curăță cugetul de faptele bune ca să slujim Dumnezeului celui viu. Dacă până acum eram interesat doar de mine, eu eram persoana cea mai importantă. Acum altcineva este persoana cea mai importantă. Tot Apostolul Pavel, în 2 Corinteni 5 cu 15, ne spune care ar fi rațiunea morții Domnului Iisus Hristos. Spune așa: și El a murit pentru toți, pentru ca aceia care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ei. Moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce și învierea Lui a schimbat direcția vieții mele, a schimbat scopul vieții mele, a schimbat sensul vieții mele. Am fost schimbat de la trăiesc pentru mine la trăiesc pentru El. Aceasta este schimbarea care nu se poate să nu fie vizibilă. Și de aceea pot să fiu și pasionat și plin de râvnă pentru ea. Pavel are câteva epistole, pastorale le numim noi, care le scrie unor slujitori. Și lui Tit îi explică de câteva ori cum ar trebui să fie credincioși. Nu doar liderii, despre care vorbește în primul capitol, dar toți credincioșii, toate categoriile de credincioși, de la bărbați bătrâni, femei bătrâni, bătrâne, tineri, copii, toți ar trebui să fie plini de râvnă pentru fapte bune. Ni se spune în Tit 2 cu 14 că Iisus a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. A plătit prețul pentru sfințenia, dreptatea lui Dumnezeu, nu mai este fără de legea asupra noastră, și să-și curățească un popor care să fie a lui, asta vorbește de identitate și apartenență, și să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Plin de râvnă, pasionat pentru fapte bune, conducător în fapte bune, cârmuitor în fapte bune. Predau un curs de conducere și termenul pe care îl avem, prohistemii, pentru a conduce, unde spune, de exemplu, în Roman, cine cârmuiește, se cârmuiase cu râvnă, este termenul folosit aici. Credincioșii ar trebui să fie lideri în a face bine. Ar trebui să fie primii în lumea asta care să ducă noua identitate, noul caracter, frumusețea extraordinară a omului regenerat, a omului iertat, a omului împăcat cu Dumnezeu, a omului care poate din nou să experimenteze frumusețea aceea a intrării în prezența lui Dumnezeu. Fără Golgota nu s-ar fi putut face absolut nimic din toate astea. Dar la Golgota se realizează cel mai extraordinar lucru din universul acesta. Învierea apoi, bineînțeles, va fi urmarea logică. Nu e așa? Dacă păcatul nostru duce la moarte și Hristos l-a plătit, atunci e normal să ne demonstreze că a plătit. Dacă în Vinerea Mare a fost factura, duminica dimineții a fost chitanța. Și spune, da, este achitat, noi putem să fim 100% siguri de iertarea Lui, de mântuirea Lui. Și nu numai atât, avem nu numai un trecut iertat, avem un prezent împuternicit, un prezent în care putem să fim eliberați și putem să fim transformați. Aceasta este vizibilitatea Golgotei și aceasta am experimentat-o eu, ai experimentat-o tu și foarte mulți dintre ascultătorii noștri. Dar dacă cineva ascultă în seara asta și încă nu poate să vorbească la persoana întâi, ar vrea să-i amintesc: Domnul te iubește. Da, ești păcătos. Da, meriți iadul, da, fără el, cu siguranță te duci acolo. Dar Iisus Hristos a murit și pentru tine. Cum poți să faci această jertfă a lui aplicabilă și ție?
Simplu. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Tu trebuie doar atât să spui, Iisuse Hristoase, accept că acolo pe cruce ai plătit pentru păcatul meu. Cred în jertfa ta înlocuitoare. Te rog, iartă-mi păcatele. Te invit în viața mea. Te declar Domnul meu și Mântuitorul meu. De astăzi nu mai trăiesc eu, Tu trăiești în mine. Ajută-mă să trăiesc o viață iertată, eliberată și biruitoare. Slavă Domnului! Și dacă slavă zici Domnului. Amin la o astfel de rugăciune, atunci și tu poți să experimentezi și ai experimentat deja Golgota la persoana întâia singulară. Amin. Așa să fie și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi ca experiența aceasta să o avem fiecare dintre noi și mai ales că știm faptul că nu ne putem. Omul nu poate trăi mai departe decât după modul în care se poziționează față de această înviere. Va accepta sau va refuza în funcție de această decizie, față de această poziționare, își va, să spunem așa, pecetlui și veșnicia. Frate păstor, vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta. Vă mulțumim foarte frumos pentru expunerea pe care ne-ați făcut-o. Într-adevăr, este nevoie de eliberare, este nevoie de transformare și mai mult este nevoie de un nou scop în viețile noastre, acelor care ne urmăresc, acelor care încă n-au auzit Evanghelia și va trebui să o audă. Dumnezeu să lucreze, să vă dea dumneavoastră puterea acolo unde slujiți pe Domnul la Deva, acolo la Institutul Teologic și bineînțeles în cursurile pe care le faceți și de asemenea Dumnezeu să vă dea o sărbătoare frumoasă a învierii, împreună cu biserica, împreună cu familia, să vă bucurați și bineînțeles să ne revedem la o nouă ediție emisiunii noastre. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, doresc tuturor sărbători binecuvântate și anticipez un Hristos a înviat. Adevărat, am viat, spunem și noi. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața miților ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă spunem Hristos a înviat. La revedere!